Unul dintre cele mai mari evenimente pe care le-a găzduit vreodată județul Mehedinți se apropie cu pași repezi. Vorbim despre zilele Comunei Gogoșu, care vor avea loc în perioada 1-3 iulie. Cu mic cu mare, cetățenii din zonă și nu numai sunt invitați să sărbătorească grandios. Primarul Jean Rogoveanu, alături de consilierii locali, au pregătit surprize inedite, o contribuție importantă, având-o și administratorul public al județului Mehedinți, Codruța Rogoveanu. Va fi sărbătoare mare în perioada 1-3 iulie. Zilele Comunei Gogoșu se anunță a fi evenimentul anului. Administrația locală va aduce numai puțin de 17 artiști, care mai de care mai în vogă, pentru a cânta pentru locuitorii zonei de ziua lor. Jean Rogoveanu este un primar profesionist, renumit pentru interesul pe care îl acordă rezolvării problemelor comunității pe care o conduce, alături și de o echipă de consilieri locali omogenă aflată în slujba cetățeanului. Acesta a reușit să transforme fața Comunei Gogoșu. Bineînțeles, primarul Jean Rogoveanu nu a uitat de bunăstarea oamenilor și a dorit să le ofere un eveniment de neuitat. O contribuție deosebit de importantă a avut-o și Codruța Rogoveanu, administratorul public al județului Mehedinți, care a făcut toate demersurile pentru ca acest eveniment să fie unul reușit, iar oamenii, indiferent de vârstă, să se distreze pe cinste, să se bucure de o zi de sărbătoare numai a lor, voie bună și distracție. Programul artistic din cadrul evenimentului va fi prezentat chiar de Liviu Vârciu și Roxana Vașniuc. Printre cunoscuții interpreți vor urca pe scenă Loredana Groza, Teo Rose, Antonia Dorian Popa, Emilia Dorobanțu, Florian Rus, dar și Luis Gabriel, cântărețul care a cucerit România cu piesa Toate diamantele. Nelipsit va fi și locul unde grătarele vor sfârâi, iar produsele tradiționale gătite de profesioniști îți vor lăsa gura apă. De asemenea, organizatorii nu au uitat nici de cei mai mici locuitori ai comunei, care vor avea un loc amenajat special pentru ei. Toți mehedințenii sunt invitați și așteptați la un eveniment de zile mari care va scrie istorie în Comuna Gogoșu.